uneori poziția dinților în cavitatea bucală este incorrectă. Aceasta se întâmplă de multe ori din cauza tratamentelor incorrecte sau care nu au fost efectuate la timpul potrivit a dinților de lapte. Sau din cauza unor probleme respiratorii pe care le are copilul, cum ar fi adenoizii, polipii nazali. Și din cauza aceasta, poziția maxilarilor este incorrectă, ele sunt un pic mai îngustate și ulterior, când dinții de lapte se schimbă și rup dinții permanenți, ei au o poziție incorrectă și sunt prezente careva înghesuiri dentare. Ce trebuie să faceți în cazul acesta? Dragi părinți, nu vă îngrijorați, ramura stomatologiei care se numește ortodonție se ocupă de alinierea corectă și de corectarea poziției dinților înghesuiți prin utilizarea diferitor metode, cum ar fi aligneri, plăcuțe dentare, bracket sau oricare alte sisteme pe care le recomandă ortodontul dumneavoastră. Și un avantaj foarte important, ortodonția se ocupă de tratamentul dinților la toate vârstele, atât la copii, adolescenți, cât și la adulți. De aceea, chiar dacă vă pare că bracket-ul poartă doar copiii sau adolescenții, prindeți curaj și puteți să vă corectați dinții la orice vârstă. Stomatologia a evoluat într-atât de mult încât oricare procedură o putem efectua fără durere dentare. Dacă sunt prezenți dinți supranumerari, cum ar fi dinți în plus, ortodontul împreună cu chirurgul dentoalveolar vor decide în funcție de tablou clinic dacă este necesar sau nu înlăturarea acestui dinte sau crearea spațiului necesar pentru transportarea lui către poziția lui fiziologică și estetică. Decideți împreună cu medicul dumneavoastră.